să vă spun că începând de mâine, aceste acțiuni în școli vor continua. A fost suficient să mă autosesizez ca să facem aceste controle în tot județul. La început vom controla până la sfârșitul săptămânii ăștia și săptămâna viitoare avem 9 școli care nu au autorizație de funcționare și 7 care au autorizație de funcționare pe răspunderea directorilor. Asta înseamnă că directorii, în clipa în care li s-a dat autorizația să funcționeze și au luat angajamentul că într-un interval de timp vor repara toate deficiențele și atunci vom vedea dacă ele au fost reparate sau nu și de asemenea vom vedea cei care nu au autorizații, de ce nu au și ce se poate face. Dacă se pot remedia deficiențele așa fel încât să-și obțină autorizație și cele 9 școli sau dacă nu, vom ajunge și la măsura extremă de închiderea școlilor și de repartizarea copiilor pe celelalte școli apropiate. Vom vedea la momentul respectiv, după ce vedem fiecare caz în parte. Este un nou ordin pe care îl emit astăzi, referitor la aceste controle. După ce vom controla în prima fază cele 16 școli de care v-am spus, vom merge și la celelalte școli din județ. Nu știu dacă vom reuși să le facem chiar pe toate, dar prin sondaj, oricum, vom face tot județul. Drept pentru care vreau să atenționez directorii școlilor din județ de acest lucru, pentru că dumnealor sunt primii care poartă responsabilitatea desfășurării activității, să se pregătească pentru aceste controle. Nu mă duc să îi omor, să dau cu ei, ci dacă știu că au deficiențe în școli, până ajungem noi, au timpul necesar să și le remedieze. Interesul nostru al tuturor și al meu și al colegilor care fac parte din această comisie și care mergem este ca copiii noștri, copiii județului să învețe niște condiții normale și omenești și decente. Nu altceva. Deci nu mergem nici cu gând de a pedepsi pe cineva, nici de a da amenzi, ci doar de a stabili niște condiții normale de învățat pentru acei copii. Bineînțeles că dacă nu se poate și nu putem omenește, vom da și amenzi acolo unde este cazul. Țin să subliniez că în privința copiilor și a școlilor voi fi foarte drastică. Deci dacă la început merg doar cu atenționări și cu rugăminți, la al doilea control sigur se va lăsa cu amenzi.